morning, good morning, good morning, ce faceți? Da, brusc am devenit foarte veselă, dar așa, dintr-o dată, m-a lovit, cred că e de la cafeaua asta, iar și cafeaua mea cu culoare discutabilă, cafeaua mea cu lapte de ovăz, care are culoare discutabilă, ce faceți? Sunteți bine? Da, eu mi-am petrecut dimineața, pe lângă, mă rog, chestiile clasice pe care le-am făcut, mi-am petrecut dimineața făcându-mi planuri. Pentru că, dacă vedeți voi acolo, scuzați că nici măcar nu mi-am făcut patul, dar dacă vedeți acolo, e maldorul ăla de cărți la care am muncit în vlogul trecut să-l înregistrez și mă gândeam să mai iau și restul cărților, că mai am. Astea sunt cărțile care au fost pe aici pe lângă mine, dar mai am albumele de artă, coffee table books-urile și mai am alea... cărțile lăsate de mama pe care trebuie să le triez, să le sortez, să văd pe care le păstrez și pe care nu. Dar până să fac treaba asta, mi-a venit mie în minte așa să, pe peretele la unde va veni biblioteca efectiv, să fac așa o schiță, să măsor și să fac o schiță cumva a ăstora, cum le zice, a rafturilor, cum or să vină. Și mi-am însemnat, am măsurat și mi-am însemnat pe jos pe acolo, o să vă duc imediat să vă arăt. Și să-mi fac așa o idee de cum ar veni și de care ar fi layout-ul în ăsta, în camera asta și cum o să arate, ca să nu mă duc să cumpăr, că am mai multe opțiuni când o să merg la IKEA, când va să fie, nu știu, Dumnezeu știe că... V-am zis că dacă eu n-am mașină, e tot timpul cu hai, te rog frumos, du-mă și pe mine și ajută-mă și pe mine. Și nu numai asta, dar mai sunt și alți factori care își pun amprenta pe chestia asta, dar în principiu asta e. Așa. Și înainte să mă duc să am o idee destul de clară despre cum o să vină treaba și pentru un moment m-am gândit așa, m-am gândit să iau două bilii din alea clasice, că știu că toată lumea are, dacă vă uitați pe BookTube, toată lumea are bilii din ăla alb clasic și îmi plac. Și mie îmi plac bilii și ăla mic și ăla mare și două din alea mari și două din ăla mai îngust, adică de 40. Că ăla mare are 80, ăla îngustul are 40 de centimetri și mă gândeam să iau două din alea și unul micuț, care să vină între ele. Asta pentru că pentru un moment, bine, eu aș vrea dacă se poate tot peretele ăla și tot peretele ăla să fie numai cărți, dar deocamdată n-am atât de multe cărți, v-am zis, am numai vreo 200 și ceva, hai să zicem, să zic că mă apropiu de vreo 260, cred, cu ce mai am în partea cealaltă, cred, dar nu am atât de multe și n-are sens să cumpăr rafturi să le țin goale. Pe măsură ce o să mai citesc, nu doar așa de dragul artei, și pe măsură ce mai acumulez cărți, poate mai vin și alte rafturi. Și de-aia am zis că, pentru moment, cred că două biliuri mari și unul mic o să-mi fie suficiente, dar rămâne de văzut. Și o să le pun aici, astfel încât să-mi intre și oglinda, că vreau să rămână oglinda aici. Și în partea aia, pe unde e masa acolo, o să fie colțișorul meu de citit. Că v-am zis că mi-am dorit, dintotdeauna mi-am dorit să am un colțișor al meu de citit, așa, să-mi fac un colțișor al meu de citit. Și m-am rezumat la a citi în pat, pentru că eu depind foarte, foarte tare de lumină. Am nevoie să fie lumina foarte bună ca să pot să citesc, că altfel nu știți cum e. Și m-am gândit să fac niște mici scheme șmecherii cu... Doamne, urât e cuvântul ăsta, șmecherie. Oribil. Și m-am gândit să fac ceva acolo, să vedem. Și dacă nu mă urmăriți pe Instagram, stați cu ochii pe Instagram, pentru că, dacă nu, o să vă rog să mergeți să mă urmăriți și pe Instagram, că acolo discut cu voi și am văzut că vă răspundeți cel mai repede acolo și mă pot baza pe feedback-ul vostru de acolo mai repede. Acolo o să pun... să alegem împreună fotoliu pe care o să-l iau, lampa pe care o să o iau, pentru că am mai multe idei în cap, nu sunt încă foarte hotărâtă. Acolo pe peretele, la momentan, o să vină un tablou și asta pentru că... Asta pentru că dacă am astea aici și nu vreau să renunț, pentru un moment nu renunț la ăștia, nu renunț nici moartă, îi lăsăm acolo că iubesc și îmi place foarte tare cum se vede și nu renunț la ei și atunci pe peretele ăsta, fiind și cărțile pe partea asta, deci fiind foarte aglomerat, pe peretele ăsta ori îl las gol,
Ceea ce, nu știu dacă vreau neapărat, ori să am un tablou mare, 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 mare. Știți, ca să fie, să nu mai fie diviziunea asta cum este aici, să nu mai fie atâta spațiere și atâta fragmentare cum este pe peretele ăla. Și atunci am nevoie de ceva mare, solid, țapăn acolo. Dar aia o discutăm mai încolo, dar oricum s-ar putea să vă cer părerea și cu privire la ale. Deci, aici. Stați întors camera. Ignorați alea că încă mai sunt în faza în care am chef de mâzgălit. Deci, dacă iau două biliuri din alea mari și unul micuț, o să fie cam așa spațierea dintre ele. Acolo mai rămâne ceva spațiu. Dacă renunț la biliu mic, aș mai putea să bag un biliu mare, că mi-ar intra. Dar deocamdată nu cred că e nevoie. S-ar putea să, dacă îl iau, să fie gol. Mare parte, știți, și nici rafturi goale nu prea aș vrea să am. Adică o să am eu decorațiuni pe ele, nu o să fie numai cărți, o să am și chestii de decor și alte lucruri, dar n-aș vrea să fie mai mult cu decorațiuni decât cu cărți. Știți, că atunci care e scopul? Mai bine așa. Deci de-aia pentru moment am zis să mă rezum și mă enervează teribil de tare chestia asta aici pe care eu am rugat să o scoatem și să o demontăm și să o demolăm când am renovat casa, dar cine să mă asculte și pe mine, că de ce ar asculta bărbații o femeie, nu? Și mă enervează cumplit treaba asta și mă și încurcă, dar n-am ce să fac. Pentru moment trebuie să supraviețuiesc cu ea așa cum este, evident și cu țevile alea pe care, la fel, am rugat să fie băgate în perete, dar cine să mă asculte și pe mine, normal. Și acum nu mă apuc să dărâm casa pentru, iarăși pentru asta, nu mă mai apuc de încă o renovare pentru ele. Ne descurcăm așa cum putem. Și o să avem aici, mă gândeam să le pun aici, pentru moment. În caz că situația e foarte gravă și nu mi-ajung rafturile astea, pot să mai vin cu un bilimic aici. Un din ăsta micuț, de 40, aici. We shall see. Oricum, dacă trebuie să bag un bili mare, ca să intre 3 din astea bili mari, pe ăsta mic am unde să-l pun, așa că nu e o problemă dacă îl iau și nu o să fie în plus. Și cam așa ar trebui să se vadă, să fie tot numai un... chestie. Problema este că iarăși sus o să am un gap așa de 20 de centimetri care mă enervează teribil între partea de sus a raftului și tavan, pentru că știți că biliu mai are și o extensie în sus. Există și varianta de extensie. Nu, extensia e prea înaltă, cu extensie e prea înalt. Fără extensie îmi rămâne un gap de 20 de centimetri, cam, mă rog, ăsta nu-i 20 de centimetri, cred că cam atât ai 20 de centimetri, cred, nu știu, așa, între tavan și ăsta, lucru care mă enervează teribil pentru că nu vreau să văd nimic deasupra acolo, sus, pe rafturi. Mie, nu știu, nu-mi plac bibliotecile peste care, pe deasupra cărora se pun chestii, nu știu, mă sâcâie. Și e și chestia de praf, e chestie și de mizerie și, în fine... Da, vom vedea. Întâi să vină rafturile, să-mi iau rafturile și să le pun, să vedem cum or să vină aici. Și după aia discutăm. Că avem multe de lucru, adică o să am multe, o să am lumini de pus, că nu o să mă rezum numai la o lumină. Aici ziceam că o să fie colțișorul meu de... asta, ziceți, de citit, pentru că am priză aici și e numai bine, o să am o măsuță, nu asta, una mai micuță aici pe care să-mi pun veioza și iarăși, uitați, o chestie la care mă gândeam. Și acum, în funcție de cum o să vină rafturile aici, cum or să se vadă, că mă îngrijorează colțul ăsta, că vedeți, si rămâne urma aia acolo, gap-ul ăla, gol. În funcție de cum o să se vadă ăsta aici, când o să fie fizic, că eu pot să vizualizez cum vor veni rafturile, știți, aici, dar totuși e una că le vezi efectiv aici. În funcție de cum o să vină, o să văd dacă îmi iau o veioză din aceea înaltă, cu picior înalt, care să vină peste fotoliu sau una micuță pe care să o pun pe măsuță. We shall see, nu știu încă, de-aia am zis că o să mă consult și cu voi la momentul respectiv. Pentru moment vine așa, nu le dau pe mijloc, că iarăși era varianta să le mut, să fie simetric, date pe mijloc, să fie spațiul ăla simetric de aici până aici, așa. Dar nu le dau pe mijloc pentru că... nu știu care e motivul exact. Stați că nu știu exact care e motivul fix pentru care nu-l dă. Dar aveam un motiv pentru care. A, cred că oglinda, că mă deranja cu oglinda, adică să nu vină prea în oglindă așa sau să mă încurce oglinda aici, nu știu exact care a fost faza,
Da, vom vedea. Oricum, am posibilitatea să le mut. Dacă nu-mi place cum arată așa, în poziția inițială, pot să le dau cu ele, așa. Adică nu e o mare... Eu mut mobil în casă, zugrăvesc pereți, nu e o tragedie dacă trebuie să le mut. Dar asta e poziția inițială în care le-am gândit. Da, și o să vreau, bineînțeles, să schimb și nenorocirea asta de draperie, că nu o să se mai potrivească și oricum vreau să dea un alt vibe mai cozy, așa. Numai că e iarăși e o problemă că trebuie să le găsesc și în mintea mea draperia trebuie să se asorteze cu fotoliu. Da, și o să avem alb și albastru ăsta, cerneală, bleomarin, ce e, așa, și mă gândesc la cealaltă culoare care să vină în completare, ori un roz putrat, dar mi s-ar părea să fie asta, să am perdelele roz putrat mi s-ar părea prea mult, ori gri. Și acum, iarăși, la gri am mari probleme, pentru că griul are 50.000 de nuanțe și trebuie să găsesc acele nuanțe care să se potrivească, da, mă, vă rog, să găsesc acea nuanță de gri care să se potrivească și, în plus de asta, să se și asorteze ăla cu fotoliu. Mă rog, vom vedea. Dar, de principiu, ca să mă țin ocupată, să-mi țin mintea ocupată, la asta mă gândeam și asta era planul meu pe ziua de astăzi. Mi-am făcut și schițe, mi-am făcut așa o... mi-am trasat, mi-am făcut un plan al camerei să văd cum ar arăta, mi-am descărcat poze pentru... ca să am așa inspirație. V-am zis, o să vreau să-mi iau și niște chestii, niște nicneacuri, așa, să pun prin bibliotecă, pentru că vreau să și arate bine, nu doar să fie rafturile cu cărți, vreau să fie și estetice, să arate și frumos. Și eu o să am o mare problemă, la care deja încep să pot să lucrez aici în uzină, o mare problemă cu cărțile, cum o să le așez, pentru că inițial îmi doream să le așez cu cotorul în interior, ca să se vadă partea asta, să se vadă paginile. Și să nu mai fie așa colorate. Gen, așa, să le pun în bibliotecă. Dar nu o să fie prea ok, nu o să fie prea funcțională treaba asta, pentru că nu o să meargă la mine. Nu o să mă ajute treaba asta, știți, așa. Oricum, că multă lume mă întreba, zice, și cum știi ce cărți ai? Nu e o problemă, că eu oricum, ca să văd ce carte e, trebuie să mă duc să o iau, să pun mâna pe ea, adică nu văd ce scrie pe cotor. Pentru mine scrisul ăsta de pe cotor este inutil, este perfect inutil și trebuie să mă duc să o iau. Multe cărți mi le cunosc, pe cele mai multe dintre ele mi le cunosc după grosime și după culoarea paginilor, ca să știți. Sau, de multe ori, și după culoarea coperții, așa, de la... distanță, da, iarăși am o problemă că am multe cărți care sunt închise la culoare și sunt negre și sunt urâte, așa, nu prea mă încânte, dar whatever, vom vedea. We will cross that bridge when we get there, ca să zic așa, dar da, de asta am lucrat eu cu mintea mea în dimineața asta. Acum să mă apuc să mă strâng puțin pe aici, că v-am zis că e haos, de fapt vedeți și voi că e haos. Să-mi beau cafeaua și astăzi este zi de content, de realizat content, de-aia e bine să am energia la cote maxime. Foarte multă agitație la mine aici pe stradă. Se treieră, se schimbă contoare, se fac o grămadă de lucruri. Și, da, e multă agitație. Și o să fie și foarte cald, de-aia am închis geamurile. O dată pentru agitație și în al doilea rând pentru căldură, că se anunță 40 de grade astăzi, ceea ce este fabulos. Adică, nu știu cum să vă zic, dar chiar așteptam 40 de grade. Da. Nici cu 0 grade nu mi-e bine, dar nici 40. Adică dacă ne stabileam undeva la 30, eu eram fericită. Anyway, hai să mă apuc de ceva, în special de adunat, și vorbim puțin mai încolo.
Well, hello, hello, ce faceți? S-a făcut seară, ce credeți? S-a făcut seară. Ah, și-a trecut ziua asta pe nepusă masă. Efectiv, deci nu știu când a trecut ziua, pentru că m-am apucat, cum ziceam, că am avut chestii de făcut, am avut content de făcut. M-am zis eu că e bine să-mi dau de lucru, că mai uit și-mi trec ideile și gândurile. Și apropo de asta, s-au mai decantat puțin lucrurile și nu mai sunt atât de supărată cum erau. Până la urmă se dovedește că n-a fost cel mai rău scenariu posibil, din contră, am fost salvată de situația asta în care m-am aflat și care m-a supărat pe mine atât de tare, de un scenariu și mai tragic și mai dramatic, și asta mă face să văd lucrurile într-o notă mai pozitivă. Evident că sunt deranjată că lucrurile n-au ieșit cum îmi doream eu, dar în egală măsură, da, nu e chiar atât de dramatic pe cum mi-am imaginat, știți? Nu e chiar atât de rău, deci încep să-mi revin ușor, ușor. Sunt mai bine, au mai trecut ceva zile, oricum lucrurile se mai decantează. Chiar zilele astea m-a dat de o chestie pe care o spunea un tip, unul din ăștia, guru ăștia de self-help pe care îi văzusem într-un podcast, rău, era pe TikTok o bucățică, și zicea că atunci când e supărat sau suferi din cauza a ceva, o zi stai și suferă sau fii supărat o zi. La fel, în momentul în care te bucuri de ceva, o zi stai și bucură-te, o zi, ia-ți o zi și bucură-te la maxim de chestia aia, dar după aia dă-i drumul la treabă. Adică, pentru că noi avem tendința în general să facem, și știu eu cu siguranță sunt vinovată de treaba asta, când ceva nu ne iese sau când avem un motiv de a suferi, suferim a la lung, mult, mult timp, pe când în momentul în care e un motiv de bucurie, ne bucurăm pe moment sau încercăm să găsim o modalități de a ne schiva, de a ne bucura, ca să nu ne bucurăm pe deplin, că știi, adică nu pot să mă bucur pe deplin, că uite, ăla nu știu ce, sau copiii din Africa n-au de mâncare, sau știți, motive din astea. Și eu cu siguranță sunt vinovată de treaba asta. Și asta face în creierul nostru ca echilibru, percepția, echilibru dintre percepția bucuriei și a supărării să fie distorsionată, să fie distorsionat, că e echilibru, așa, să fie distorsionat, adică creierul nostru percepe că, păi, când vin motive de bucurie, nu trebuie să te bucuri prea tare, iar când vin motive de supărare, băi, supără-te, știți? Și devine un reflex, și de-aia e bine să ai pentru ambele cumva perioade relativ similare în care să le simți, astfel încât să nu stai prea mult în sentimentul ăla. Dacă mă întrebați pe mine, pot să accelerezi un pic pe bucurie și să fie o zi jumate așa acolo, chiar două, adică n-ar strica. Așa să ne bucurăm puțin mai mult de reușite și mai puțin să jelim. Dar da, și ajută și chestia asta când mai auzi lucruri din astea. Oricum, sunt ceva mai relaxată, mai calmă, mai așa. Mâine ar trebui să mergem undeva unde eu personal n-am mai fost și unde este un loc foarte, foarte special și foarte drăguț, dacă totul merge bine și dacă nu intervine ceva. Teoretic, dacă totul merge bine, mergem în locul ăla, vă zic mâine. Dacă nu, ușel zic, oricum, treaba este destulă, dacă nu mergem nu e nicio problemă, că avem ce face, timp și energie să avem. Nici n-am terminat astăzi tot ce aveam de făcut, adică am filmat un pic, am editat un pic, dar n-am terminat, adică cu podcastul încă nu m-am pus la punct cu totul și o să trebuiască să mă pun la punct. Pentru moment abia simt că am atins apa cu podcastul, deci abia acum așa, pic, am atins apa, dar da. Nu uitați să vă înscrieți dacă vreți să intrați la podcast, să intrați în comunitate, în membership, pentru că să deveniți membri pe canal, pentru că așa aveți acces la podcast, și chiar vreau să-mi dați subiecte pe care să le discutăm și să discutăm mai mult, adică chiar îmi doresc ca pe viitor, acum dacă a trecut faza asta din iulie, că a fost o chestie foarte, nu știu, ciudată, v-am zis,
în iulie. Nu mă așteptam să iasă așa și nu mă așteptam să fiu așa împrăștiată, că m-a dat peste cap puțin treaba asta, dar mă așteptam să iasă puțin altfel lucrurile, dar oricum o să trebuiască să mă repliez și o să mă repliez și o să tratez puțin subiectele altfel, o să tratez lucrurile altfel și aș vrea să mă ne implicăm puțin mai mult în podcast și să povestim mai mult și să-mi dați subiecte și să discutăm mai mult, să-mi puneți întrebări, să vă răspund, poate v-am zis, poate facem live-uri sau poate, nu știu, v-am zis, mă gândeam la o idee, la un fel de book club sau ceva, nu știu dacă neapărat book club, dar ceva așa, nu știu, în care să implicăm și cărți, să discutăm și despre cărți pentru cine vrea, bineînțeles, treaba asta. În general, am observat că cei care au afinități către TikTok-urile mele și discuțiile astea mai profunde, să spunem așa, sunt și cei care citesc mai mult. Cam așa am observat pe canal. Ceilalți care sunt interesați de make-up, produse, decor, daily vloguri, sunt prea puțin interesați. Adică, nu, e cei care se uită la daily vloguri, mai sunt printre ei și care se uită la clipurile cu cărți și citesc și așa. Deci mai este și categoria asta, dar cei care se uită, care vin pe canalul meu pentru clipuri cu produse fashion astea, chestiile astea care n-au treabă cu cărțile, nu prea ajung la cărți, adică foarte greu ajung la cărți și nu prea îi încântă. Cam așa, nu știu, cam asta e percepția mea din ce am observat până acum, ceea ce este perfect ok dacă este să se întâmple așa, scuze. S-a pus ceva în gât, nu-i nicio problemă. Există loc pentru toată lumea pe canalul meu. Mai puțin pentru răutăcioși. Bun. Acum, mă voi duce să dorm. Pentru că dacă mâine plecăm unde cred eu, unde vreau eu să plecăm, trebuie să mă trezesc foarte devreme. Dacă nu, mai trezesc devreme și fac lucruri, că am treabă de făcut destulă. V-am zis. Oricum, vă țin la curent, vă pup și vorbim mâine. Ce faceți? Stați să mai stăm puțin de povești că am obosit. Astăzi a început mirific ziua, avem niște planuri relativ interesante pentru mine și au fost date peste cap pentru că îmi făcusem alte planuri dacă n-am mai plecat, că avem niște planuri de plecare să, așa, să o luăm puțin la pas pe aici prin zonă. Și dacă n-am mai plecat, a zicea să fac ocup de alte chestii, de chestii administrative, de editat, de filmat, de astea de ale mele. Și se pare că n-am avut bafta asta, dar am avut altă baftă magică și anume am fost la Ikea. N-am apucat, deci efectiv am fost luată pe sus, că eu am început să-mi zic eu așa, lent, nu știu ce, și când să mă pun să filmez, uf, hai la Ikea. Și zic, ok, nu ratăm momentul ăsta, nu se ratează. Momentul ăsta nu este de ratat, pentru că cred că am pătrunjel printre din sau așa, mă iertați, pentru că momentul ăsta este rar și trebuie apreciat și trebuie prețuit la maxim și ne-am dus la Ikea pentru că în sfârșit am cumpărat rafturile pentru că și îmi fac biblioteca. Nu în vlogul ăsta, o să vină în vlogul viitor, dar se întâmplă minunile. Partea bună este că se întâmplă totuși minuni, se întâmplă niște minuni. V-am zis eu, tot rău spre bine până la urma urmei. Și am fost și am luat, noroc că știam ce vreau și știam, scosesem deja lista pentru că, nu știu cum să vă spun, dar pentru mine Ikea și pentru mine Ikea este un pic de tărâmul terorii. Adică nu prea îmi place, mie personal nu-mi place Ikea, nu-mi place să mă duc să mă plimb prin labirint, nici Jumbo, apropo că chestie, nici Jumbo nu-mi place. Nu-mi place ideea asta de a mă prinde într-un labirint din ăsta și să nu mai ies decât dacă o străbat tot magazinul. No way, nu, lasă-mă în pace, că dacă vreau să văd tot magazinul, crede-mă pe cuvânt că nu scap de mine. Da? Îl văd. Nu trebuie să mă obligi printr-un circuit din ăsta idiot. Și, mă rog, evident, există modalități de a scăpa din circuit dacă vrei neapărat, poți să ieși, dar în general nu-mi place. Și de-aia îmi scosesem din timp, îmi făcusem eu, pentru că oricum se preconiza o ieșire așa la Ikea foarte rapidă de ceva timp și am zis că dacă nu, cu domnul măcar că ies, mă duc cu Aniela și tot rezolv. Și până la urmă zice, hai, mergem la Ikea. Zic, ok, da,
count me in. Și m-am dus și aveam scoase pe alea, rândul, secțiunea unde găsesc ce am nevoie. M-am dus, le-am luat, le-am încărcat în mașină și am și plecat. Nici n-am stat efectiv, pentru că ne-am făcut un sistem din asta, cel puțin cu el, când mă duc, așa se întâmplă, pentru că mă duc foarte rar și pentru că și lui îi place și mai mult decât mine, decât îmi place mie. Am făcut sistemul ăsta de intrăm pe la case și intrăm direct în depozit și luăm ce avem nevoie, scot din timp să știu informațiile, să știu unde sunt lucrurile, mi le scot din timp și plecăm. Nu stăm, nu ne plimbăm. Și așa am făcut și acum, așa a fost chiar bine că am făcut treaba asta, pentru că nu era aglomerat, dar începuse să plouă destul de tare când am ajuns în oraș. Dumnezeule, asta cred că e pe bălți. Începuse să plouă destul de tare când am... Nu se pot lăște. Începuse să plouă destul de tare când am ajuns în oraș și ne gândeam că o să plouă și aici. A plouat puțin, dar nu foarte tare, n-a fost ceva grav. A, nu, Ianiela. Așa. Și am, cum să zic, am stat să dau asta. Ne-am gândit că o să fie aglomerat. Ne-am gândit că o să fie aglomerat când ne întoarce, ne-am gândit că o să fie zăpăceala de pe lume, dar n-a fost, din fericire. Am adus toată încărcătura. Este acasă, it's secure, it's home și urmează marea zăpăceală. Și sunt foarte happy pentru asta, sunt cât se poate de happy pentru asta. Da, și în sfârșit se întâmplă minunea. Se întâmplă minunea, v-am zis că o să se întâmple minunea, se întâmplă minunea. După ce am venit, am mai făcut eu niște chestii, am mai lucrat, totuși am mai avut niște chestii de făcut. Și acum mă gândeam să dăm o raită prin grădină, să vedem dacă este încă cald, pentru că totuși s-a încălzit puțin, chiar dacă a plouat un pic azi, s-a încălzit. Și poate mergem și la plimbare cu fetele. Nu știu, ele sigur vor, dar eu nu știu dacă vreau un mod special. Vedem, vă țin la curent. Am făcut și o tocăniță, mâncărică de fasole verde cu roșii proaspete de la vecina mea, roșiile proaspete cu un pic de usturoi așa cu ceapă călită, a ieșit divină. Mi-aș pune un pic să mănânc acum, că n-am mâncat și mi-e și puțin foame și vedem ce facem mai încolo, vă zic după aia. Unde crezi că mergem? Unde mergem, puiule? Unde mergem? Unde mergem? Ce facem? Unde crezi că mergem? Unde crezi că mergem, Zuzule? Băi, Zuzule! Diță? Hai, mami! Hai, puiule! De acolo, din partea de unde sunt bălăriile alea, până aici așa a venit Udi. Își bate recordul și a mărit traseu. Hai, mami, nu te speria că nu se întâmplă nimic. Hai, puiu. Hai. Hai, Udiță. Hai. Hai cu mami. Well, hello, hello. Ce faceți? Să știți că nu mi s-a stricat camera. Nu mă vedeți pentru că e întuneric și pentru că sunt afară, după cum se aude. Trece și o mașină care să confirme că sunt afară. Un țânțar îmi dă târcoale fix în ochi, vrea să-mi intre. Dar eu m-am îmbăiat repelent. Îndrăznește numai țânțarule să mă vampirizezi. Așa. Nu știu dacă vedeți, dar este lună pe cer. Aia e luna, de să vede acolo. Da, e mare. Foarte mare și frumoasă. Și am ieșit afară pentru că am fost cu fetele la plimbare cu pe seară. Și după aia zic, ia hai să mai rămân eu afară, pentru că este o seară atât de liniștită, după cum s-aud de... Sunt numai greierii pe aici prin preajmă. Am și eu Woody, care e prin preajma mea. Dar se aud greieri, e concertul ăsta de greieri și e așa de bine și de relaxant, este liniște, este una din puținele seri cu liniște, cu în care nu urlă nicio manea, nu urlă niciun copil, nu urlă niciun vecin, nu urlă nimeni, nu se înjură nimeni, nu se aude nimic. Dar ia să vedem dacă reușesc eu să fac o chestie. Stați așa. Da, sunt aici, hello. Ce creepy e lumina asta. Hey Google. Lumos. Turning flashlight on. Așa, haide să facem puțin lumină.
Știați trucul ăsta? Că dacă îi spuneți vraja din Harry Potter lui Google, chiar și, sau lui Siri, nu neapărat lui Google, chiar și lui Siri, o să vă aprindă lanterna de la telefon. Da? Da, știam, eu știam, voi știați? Aha. Am zis că e atât de relaxant și de liniștit încât ar fi păcat să nu vin să profit și să stau puțin aici pe iarbă, că stau jos pe iarbă, și să beau un ceai. Mi-am făcut un ceai de mentă, aștept să se răcească, că e super cald. De când am mentă, pentru că acum am mentă, în sfârșit, este unul din succesele de anul ăsta, pentru că n-am avut parte de prea multe succese în materie de grădinărit anul ăsta, dar ăsta este unul din succesele mele de anul ăsta și menta, adică. Și acum, de când am mentă, îmi place ceaiul de mentă. Până acum nu-mi plăcea, să știți că nu-mi plăcea ceaiul de mentă, chiar mă, mi se părea puțin așa ciudat, dar este bun. Pentru mine e așa relaxant și știu că este ca digestiv folosit și vin toate molile și toți fluturii de noapte la mine, ceea ce este minunat. Dar da. Așa, cum ziceam, am ieșit cu fetele acum pe seara, ne-am plimbat, a venit și Udiță cu noi, Udiță care este aici, nu știu dacă o vedeți, nu cred că se vede e. Udi! Șosete! A fugit. A speriat-o lumina. Așa. A venit și Udiță cu noi până la capătul traseului și a fost tare, tare bine că se învață și ea să vină cu noi. Mai durează până se obișnuiește puțin cu traseul pentru că e speriat, așa, e fricoasă, dar partea aia bună pentru ea este că se poate ascunde. Sunt porumburile înalte, sunt bălării înalte și poate să se ascundă în caz că îi se face frică. Ce faci, mama, pe acolo? Pe ce ai sărit? A sărit pe ceva pe acolo, pe spatele meu. Și după aia ne-am întors, mi-am udat plântuțele și acum stau aici și ascult grăierii. Concert de grăieri. Și de căței. Nu știu dacă auziți grăierii, sper că se aude la voi, că știu că vă place. Unora vă place să îi auziți. Și sunt mulți și sunt din belșug în perioada asta. Și îmi place să-i ascult. Și mă bucur tare mult. Chiar îmi zicea și de dimineață, îmi zicea vecina mea, că o să ducem dorul tare la căldura asta la iarnă. Zic, da. Sunt convinsă. Așa e. Cu siguranță. Da. Nu. Cam atât a fost pe clipul ăsta. Nici nu știu ce am filmat. În afară de mersul la Ikea, nu știu ce am filmat. O să ne apucăm de montat rafturile, ceea ce o să fie minunat. Ceea ce înseamnă că am și eu în sfârșit bibliotecă. Și cu voi mă văd în următorul clip și ne auzim. Ignorați cățelul isteric. Că e isteric. De când s-a născut. Nu de acum. Așa. Și ne auzim în următorul clip. Ne mai auzim pe Instagram și pe aici prin comunitate. Nu uitați să treceți și pe la podcast. Să ascultați și podcastul, pentru că vor veni niște episoade destul de interesant, zic eu. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!